No chat, salutare. L-avem din nou pe Mickey. Un match pe Zverx 13. Pe realistic, evident. 11 kill-uri, un assist, 2 puncte capturate, 15 minute. Și... De ce să-i zic? Aproape de nuke, dar nu de nuke. Să vedem cu ce-a jucat. Tind să cred că cu T5-5 ori, că mi-a mai trimis replay cu T5. Aaaa, l-am simțit că e cu T5-5 urile. L-am simțit că e cu T5-5 urile. Dar de obicei, în majoritatea așa faceți. Dacă îmi trimiteți mai multe replay-uri, de obicei ați jucat același tank la grind sau ceva. Și automat. Ok, un proiectil irosit deja. Glumesc. Nu numesc. M-am și seminecat. Nu contează. Ia să vedem cum joacă el ce-ul aici. Eu mereu, știți, îmi place să mă duc pe lângă râu pe harta asta. Mergi pe realistic, lăsăm markerele pornite să comentăm mai ușor. Am văzut că nu se întâmplă acțiune. Oh, i-a sărit turmă în față. Am înțeles. V-am zis când se întâmplă acțiunea de a sări turmul în față. Fraier ăla cu turmul. Bro, cum să te arunci așa? La început de meci. Rachetă în automatul. O trecut. L-a scos. Foarte bine. Și... mai e leopardul și încă un turm. Din păcate n-ai cum să-i vezi. Și sincer vorbind, am vedere că vezi că se capturează. Puteai să dai... exact, să-i dai... picul după colț mai repede. Leopardul se vede, mă. Uite, și spamează mitraliera. Deci, efectiv, o spamă mitraliera leopardul când era în third person. Uite-l, se vede leopardul. Deci, se vede leopardul acolo, chat. Scuzați-mă, dar se vede. Prea în stânga. Pur și simplu puteai doar să pușezi până aici așa și îl vedeai ca lumea și îl scoteai. Cam inutilă lovitura. Știu, ai încercat la emo, de acord, dar nu a fost să fie. Șenila, e șenila. Avea șenila. Bun, turmul iese fix când ai întors tu ceafa. Genial. Ia să vedeți cum moare acum de la turm. Nu am murit de la turm. Nu, nu mi-a plăcut aici cum te-ai coordonat. Nu, chiar nu mi-a plăcut. Și sincronizarea proastă, fix când te-ai uitat în altă parte. O ieșit ăla, știu, dar... nu mi-a plăcut. Vrei să te repare și nu te repară. Clasică suferință de War Thunder. Mie mi-e mai mult să nu iese din stânga light-urile care au flancat. A, nu, că a fost omorât. Da. Știu, e iurea să-l vezi pe ăla cu turmul că iese și se expune și putea fi omorât de atâtea ori și... da. Bun, leopardul și-a luat omorul de la art. Mamă, l-a omorât cu artileria, amor. Bine, mă. Nu știu, ți-am zis. Ăsta cu turmă veni la sinucidea. Știi, am comentat de tine și de Somoa. Și că nu mi-a plăcut aici cum s-a desfășurat acțiunea, dar și ăștia sunt deosebiți. Cum e și turmă aici cu laterala. Puh. Urât. A ieșit. Nu știu ce a fost în capul lor. Da. Asta cu somo. Putea să te repare acolo. Prostește. S-a băgat. Nu știu. Nu rezolva mare lucru cu leopardul ăla. L-ai scos tu. Da, ți-am zis. Nu. A fost aiurea. Coordonarea. Da,
Asta cu turmă a avut atunci ocazia. Fix când te-ai uitat după colț să iasă, să tragă. Dar văd că inteligența nu l-a dus foarte mult de o ieși cu laterala. Na, ce să zic? Nu zic neapărat că nu mi-a plăcut. Tu cum ai jucat? Și toată situația cum s-a desfășurat în general. Dacă are sens, cum zic. Pur și simplu, nu știu, s-a desfășurat urât în ambele părți. Murderul și Puma. Și evident, uite-l pe Murder. Ăla-i, l-ai scos. Mi-a plăcut că ai fost atent la Murder. Deci chiar mi-a plăcut aici. Că ți-ai dat seama că Puma nu ar încerca să te pușeze. Că știe că și-o ia și de la MG. Retrag ce-am zis. Chat când vreodată. Chat când vreodată. Chat când vreodată. Nu, stați că... Ok, chat. Dacă era cu APCBC-ul, n-avea cum să intre. Hai să fim realiști, Puma e cam de aceeași înălțime, o țură chiar mai jos. Aici i-o prins bucată. Hai, cu cel mai perforant proiectil. Ar fi trebuit Puma să fie cel puțin mai înaltă să intre. Sau, dacă te uiți la unghiul ăsta... Deci fix specific o tras și a intrat. Dar chiar faptul că a intrat ne pune următorul semn de întrebare. Cum un proiectil de 50 de milimetri îți ia 3 oameni? Ok, o să revenim la replay. Da, m-am uitat toată pe replay. Tipul joacă cu APCBC-uri. Și cumva, nu-mi dau seama cum, îi vedeți traiectoria proiectilului. Cum arată că s-a dus. Efectiv, s-a dus cumva aici, în cadavru. Bine, să zici că poate e decalat de la replay, dar nu pare să fie decalat. Că el o tras mai de din spate, o idee, cu jumătate de fracțiune de secundă mai devreme. Tu nu i-ai orientat pe axa asta, de el a fost mai așa. Bine, să zici că e o idee mai în stânga. Și i-a intrat în laterală, aici. I-a intrat în lateral aici. Cumva, în șasiu. I-a scos oamenii. Deci nici n-are sens cum i-a tras. Efectiv n-avea unghiul să tragă în momentul în care a fost acolo. Mai ales că arată că a trecut prin cadavru. Dubios. Uite chat. Deci cumva a trecut prin cadavru, dar nu a trecut prin cadavru. Și a ajuns să intre lui aici. Și da. Extraordinar.
Săracu, Miki, cred că o nebuni la faza asta. Și eu aș fi nebunit. Oameni ferească sfântă, bă, deci... Nu mai are sens să zic niciun cuvânt. Am zis tot ce s-ar fi putut spune deja. Bat chat-ul ăla staffe, ca respect. Opa, ești un Vidar. Easy target. Mă, chiar îmi pare rău de el la faza aia. Maxim, îmi pare rău. Intră unul cu puma, cu mizeria din aia la BR-8 și trage prin tancuri, dar penetrează. Efectiv, arată dunga frumos cum trece prin șasiul de la turm și nu arată să zici că e fix în margine, că e o porțiune în... Să zici că există un decalaj de la replay. Da, de acord, exista, să zici, un decalaj mic la replay, dar nu a fost fix pe margine. A fost cam... A fost destul de binișor intrat pe tank. Ce să zic? Că el rotea tancul și turela și o tras și tot continua să rotească și da, după ce o tras, tu nu a început să stea mai aliniat o idee cu tancul lui Miki, da. În momentul în care a tras, traiectoria a fost prin tancul inamic distrus. Nu mai contează. Ok, eu a dat din mers, l-a rupt pe băiatul cu Israel, sau Israel, cred că era. Era shot cal, cred. Hai să nu uităm. Shot, simplu. Shot. Shot. Nu, nici nu știu cum ar trebui să-l pronunți. Shot. 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 Bun. Ești în lateral la M51. A fost marcat acolo. Cine știe, nu știm dacă se coordona cu aliatul lui sau nu, dacă îl știe sau nu. Pe Pro 100 Speed, dar... Ce cert, o știut că e inamic acolo și l-a executat. A, l-a văzut pe ăsta, l-a și auzit. Hai, șop pe el. Nu mai puci. Dar de ce nu ai continuat să te... A, a murit. Bun. Vreau să spun că aici ascultă inamicii. A ieșit ăsta cu laterala. Easy target. Mouse. Bine că nu l-ai văzut. Acum l-ai văzut. Am văzut mouse, a zis, nu mai trage mouse, a văzut Kyuga Blitz, pam, direct pe el s-a focusat. E un ghiu prea tare, n-ai cum, în laterală la turela, dacă încercai, intra. N-ai văzut M51-le în stânga, așa e? Nu l-ai văzut, că nu l-au văzut. Uite-l, l-au... Mă, de... L-ai văzut, s-a văzut. Mă. Na, ai ratat șansa să faci nuke, vezi? Bun, 11 kill-uri. Și am o să te uși ceva unul dintre inamici. Așa e? Și ieși pe el și de fapt se uite M48-ul pe tine și de aia n-apuci, așa e? Da, aia se întâmplă. Da, a tras M48-ul. Unlucky. Ai încercat să-i spamezi tunul, dar n-ai ce să-i faci.
Bun, și meciul se câștigă. 11 kill-uri. Trage după aliat, ok. Bun, și atât să văd replay-ul. Da, ce să zic? Da. Unlucky. Da, cam atâta pot să zic. Unlucky. Cu echipierul lui e și locul 2 în echipă. Respect. Bun, și atât să văd replay-ul. Eu vă salut. Și ne vedem pe data viitoare la un nou episod. Până atunci v-am lăsat, ciao.